Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere de a discuta astăzi despre starea lucrurilor, starea generală a lucrurilor, atât la nivel central cât și la nivel județean, cu purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat Filiera Gorj, doamna Anca Bordușanu. Stimată doamnă, bună ziua, bine ați revenit la noi în studio. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și revin cu drag ori de câte ori sunt invitată. Vă mulțumim și noi pentru cuvintele frumoase. Stimată doamnă, cu siguranță pe buzele sau cel puțin în mintea tuturor se află întrebarea, se găsește întrebarea, cine va fi candidatul PSD pentru 2020? Voit sau nu, au apărut speculații. De obicei, din experiență, știm că atunci când se lansează niște nume în piață, sunt clar niște intenții, fie de candidatură, fie de a se tatona reacția pieței. Cum stau lucrurile, când va începe acel măreț sau acele mărețe sondaje pe care le anunță socialdemocrații și, nu în ultimul rând, cine se va regăsi acolo, cine dorește, cine poftește? În primul rând, țin să vă spun că mă bucur din suflet că vă văd în studio după perioada de convalescență pe care ați avut-o, inactivitate, dacă vreți așa. Sănătate multă și aveți grijă pe viitor, pe unde călcați și ce faceți sau cine vă calcă mai exact. Absolut. Haideți să luăm lucrurile un pic pe rând, pentru că până să ajungem în 2020 sunt alte lucruri care ne preocupă pe noi foarte mult. Se vorbește despre 2020 sau mai bine zis 2019, nu? Da. Ați întrebat un candidat pentru alegerile prezidențiale. Obiectivul nostru pentru perioada de timp imediat următoare este de a noi, ca și partid și mai departe pe fiecare structură județeană în parte, deci ne întindem la nivel de țară, este să avem stabilitate în organizații, atât în cele județene, cât și în organizațiile, în structurile locale, orășenești, comunale, municipale. Spun acest lucru pentru că 2018 este singurul an în care nu avem niciun tur de scrutin și pentru că nu avem alegeri, ne putem organiza noi în interior foarte bine. Sfârșitul lui 2017 și începutul lui 2018 a însemnat pentru noi alegeri în mai multe organizații din județ, organizații ale Partidului Social Democrat. Am avut conferințe de alegeri la Albeni, am avut la Urdar, la Bălănești, la Alimpești. Vom avea în perioada următoare, rămâne să stabilim în biroul permanent județean, care cel mai probabil, dacă mă întrebați pe mine, cred că va avea loc undeva la sfârșitul acestei săptămâni, pentru că trebuie să avem alegeri și la Stănești. Fostul președinte al Partidului Social Democrat Stănești, domnul Vasile Pârvulescu, și-a dat demisia și din calitatea de președinte și din cea de membru, pentru că domnia sa este funcționar public în cadrul primăriei Stănești și este incompatibil cu o funcție politică. Ca atare, trebuie să organizăm și acolo alegeri și lucrurile se cam stabilizează din acest punct de vedere, în sensul că nu mai avem de organizat alegeri în teritoriu. Acum ați văzut și dumneavoastră pe toate canalele media și din declarațiile pe care președinții le-au dat, atât domnul senator Florin Cârciumaru, cât și domnul deputat Mihai Weber, președintele executiv al organizației județene, ne pregătim de alegeri la organizația județeană. De ce? Pentru că trebuie să lămurim acest lucru. Nu îl îndepărtează nimeni pe domnul senator Florin Cârciumaru. Domnia sa și-a finalizat mandatul în 2017 și așa cum și dumneavoastră știți prin diversele declarații în spațiul public pe care le-a dat, nu va mai candida pentru un nou mandat. Este opțiunea dumnealui, nimeni nu i-a sugerat să renunțe, nimeni nu l-a îndepărtat, nimeni nu l-a dat la o parte, este o opțiune personală a domniei sale, bazată în primul rând pe vârstă și mai apoi pe faptul că domnia sa
a considerat că la un moment dat este foarte bine să te retragi. Te retragi din fruntea organizației, dar asta nu înseamnă că nu rămâi alături de organizație. Am văzut foarte multe speculații venite din partea nu a presei, pentru că presa doar de ea promovează. Eu recunosc, sunt printre cei care au speculat și până când mă voi dumiri exact cum stau apele, voi continua să lansez speculații. Dați-mi voie să încerc cel puțin să vă lămuresc în așa fel încât dumneavoastră să nu mai lansați speculații. Cel puțin o perioadă limitată de timp sau poate și pe o perioadă mai mare de timp, dacă am puterea de convingere, să vă lămuresc acum. Vă ascult. Domnia sa face politică în Partidul Social Democrat de foarte mult timp. A fost locomotorul acestui partid. A fost cel care, în diferitele tururi electorale, tururi de scrutin, a fost cel care a tras partidul. Da? A fost locomotiva Corect. Partidului. Corect. Mai mult decât atât, este parlamentar al Partidului Social Democrat. Este trup și suflet alături de organizații. Și e normal. E președinte de atâta timp. Să nu credeți vreodată că după ani de zile, 16-18 ani de socialdemocrație, se va îndrepta către o altă formațiune politică. Vă da, mi-e greu și mie să cred chestia asta. Am văzut variante că domnia sa va pleca, domnul președinte va pleca la Pro-România sau la oricare altă formațiune. Vă spun clar, nu va pleca. Nu va pleca și domnul Cârciumaru va rămâne lângă Partidul Social Democrat, lângă echipa care va fi aleasă de către colegii mei, de către noi toți, da? De către fiecare membru în parte. Deci nu va face pasul în spate. Îmi place să spun că face pasul lateral și că va rămâne lângă echipă. Și o să vedeți aceste aspecte în perioada următoare. Pentru că la cum decurg lucrurile la nivel central, cred că vor fi alegeri în următoarele 2 luni. De ce? Vă spun și logica. Alegerile nu se vor organiza, să știți, sau nu se va întruni un birou permanent național sau un comitet executiv național numai pentru Gorj. În situația Gorjului sunt alte 17 organizații din țară, deci de toate sunt 18, unde fie mandatele președinților au ajuns la final, fie există conduceri interimare. Spuneam la început, 2018 înseamnă o perioadă de organizare. E normal. De respiro. Nu respiro. Nu, din punct de vedere electoral... Da, din punct de vedere electoral respiro. Nu sunteți implicați în nicio bătălie externă, să spunem Dar așa. Este o perioadă în care te organizezi foarte bine în interior. Și atunci, ca să ai stabilitate în partid, trebuie să stabilizezi organizațiile. Da? Exact ce am făcut noi în județ 2017 și sfârșitul lui 2017 și tot anul 2018, ce am făcut și ce vom face. Președinți plini, cu birouri politice pline, cu echipe complete, care echipă se creionează, începe să lucreze pe aceeași direcție și mai departe să crească. Da? Pentru că acestea sunt obiectivele noastre. Și atunci se întâmplă la fel și la nivel central. Se întrunește conducerea partidului și dă decizie într-un BPN ca timp de 2 luni, în intervalul, nu știu, iunie-iulie, să se organizeze alegeri, rămânând ca decizia punctuală privind data alegerilor să fie luată de către organizația județeană. Intervalul, repet, fiind dat de către centru. Și atunci am convingerea că și anul acesta, în următoarele 2 luni, adică iunie-iulie, vom avea alegeri în organizația de la Gorj. Pentru că urmează, organizeze alegeri, vine vara, în care știți și dumneavoastră, e o perioadă de concedii, o perioadă în care lumea se relaxează, da, e un du-te vino. La... Exact. Și atunci e normal că trebuie să lași liber colegilor pentru a-și face concediul de odihnă. Motoarele se repornesc în septembrie. Din a doua decadă a lunii septembrie. Dacă tu faci alegeri în septembrie, pierzi timp în ceea ce privește organizarea. Da, e logic ce spuneți. Pentru că noi vrem ca din octombrie să pornim, să dăm drumul la sondajele pe care noi intenționăm să le facem. Aceste sondaje vizează municipiile,
o parte din orașe și o parte din comune, acolo unde considerăm noi că se impune un sondaj de opinie. Din discuțiile pe care am avut cu colegii mei, cu întreaga conducere, cu întreg BPJ-ul, Biroul Permanent Județean, casa de sondare nu va fi de la nivel județean pentru a nu exista suspiciuni și așa mai departe. Vrem să luăm pe cineva de la București, specializat în a efectua sondaje, pentru că ne dorim aceste sondaje să fie 100% reale și clare, pentru a ști și noi cum ne putem poziționa pentru perioada următoare și e foarte important pentru organizație să identificăm și candidații. Dacă mă întrebați ce înseamnă aceste sondaje și cine vor fi cine vor fi persoanele care vor fi incluse în aceste sondaje, aici este o discuție pe care noi trebuie să o purtăm în cadrul Biroului Permanent Județean, pentru că sunt o grămadă de, dacă îmi permiteți acest termen, de criterii. Lista este deschisă în primul rând pentru orice coleg care vrea să intre în acest sondaj de opinie și de asemenea cred că dacă fiecare dintre noi, membrii ai BPJ-ului, avem o propunere de o persoană care vrea să intre în acest sondaj, chiar dacă nu este membru de partid, cred că în urma analizei persoanei respective se va include în acest sondaj, pentru că v-am spus și cum spunea și domnul Cârciumaru, spunea și domnul Weber, ușile partidului sunt deschise. Dar în primul și în primul rând trebuie să ne sondăm oamenii noștri, colegii, pentru că sunt foarte mulți colegi cu potențial care pot să candideze pe diferite poziții în administrația publică locală și județeană. Și atunci este normal să prima dată să îi sondezi pe ei. Dar nu este exclus nici faptul ca să inserezi și alte persoane din afara partidului. Important este să vezi unde te poziționezi și să reușești să identifici acea persoană care poate să câștige primăria municipiului Târgu Jiu, de exemplu, sau primăria municipiului Motru. Absolut de acord cu dumneavoastră și mi se pare firesc ca într-un sondaj serios și complex să fie introduse și persoane care nu sunt la momentul respectiv membri de partid, da? Însă apare întrebarea, nu se dezvoltă ulterior o stare de frustrare în rândul colegilor? Nu, pentru că v-am spus, atâta timp cât lucrurile, toate aceste lucruri sunt discutate și lămurite în interiorul BPJ-ului, nu există discuții. Decizia va fi luată în interior, în urma unui vot, în urma unor discuții și atunci, dacă ai discuții în forul de conducere, nu ai cum să pleci de acolo supărat, pentru că fiecare își spune punctul de vedere și în urma discuțiilor se ajunge la un numitor comun, așa fel încât în spațiul public să nu existe și nici frustrări lăuntrice, cum zicea dumneavoastră, să nu existe în rândul colegilor de partid. Adevărul este că dacă ne uităm la experiența anilor trecuți și a turelor recente de alegeri electorale, chiar dacă probabil au existat nemulțumiri, n-au prea răzbătut în public, în spațiu. Oamenii au fost, poate, supărați sau afectați, dar n-au făcut tam-tam. Să știți că în marea majoritate, noi cu toții suntem disciplinați. Și știm că atunci când avem o problemă, o discutăm în interiorul partidului și rare ori sunt situațiile în care ieșim în spațiul public. Știm că este nevoie de o discuție cu întreaga conducere a partidului sau un cadru mai lărgit într-un BPJ și aceste lucruri se întâmplă în așa fel încât în primul rând ne lămurim noi cu privire la aspectele care ne deranjează și în al doilea rând nici nu creăm subiecte artificiale pe care să le putem lansa în spațiul public, în așa fel încât dumneavoastră presa să nu mai aveți ce scrie. Foarte frumos punctat, finuț, elegant. În altă ordine de idei, totuși dacă ne uităm la tura recentă de alegeri, anume cele parțiale pentru... Nu seamănă. Nu. Tura de alegeri parțiale pentru... recent, când domnul Aurel Popescu a pierdut bătălia pentru primarul, funcția de primar, da, au existat numeroase voci, chiar și câteva ieșiri în spațiu public, prin care s-au lansat acuze că au fost mulți social-democrați care nu s-au implicat trup-suflet, cu alte cuvinte, nu s-au dedicat unei potențiale victorii. Noi am fost o echipă.
Fiecare dintre noi, cei care am făcut parte din această echipă, are o vină. Și eu am o vină, pentru că nu am reușit împreună cu ceilalți colegi să câștigăm alegerile. Nu cred că poți să arunci vina pe o persoană. Eu cred că întreaga echipă poartă această vină. Faptul că nu am câștigat alegerile de la primăria Târgu Jiu, clar că ceva nu a mers, da? Că dacă mergea, câștigam primăria Târgu Jiu, dar nu am câștigat-o, am greșit. Am greșit și trebuie să și cred că am identificat problemele care au stat la baza acestor greșeli care au condus la pierderea primăriei Târgu Jiu. Nu văd normal să arunci vina pe un coleg sau pe un alt coleg. Cred că, repet, vina o poartă întreaga echipă, de la președinte până la ultimul membru de partid care s-a implicat în această campanie. 2. Eram obișnuiți să câștigăm primăria municipiului Târgu Jiu. Așa din cum oficiu se câștiga. Da. Nu am crezut nicio secundă, nici măcar o secundă, nu am pus în calcul cea mai neagră variantă pe care trebuia să o iei în calcul. Așa era normal. Să faci tot ce ține de tine, plecând de la premisa că nu câștigi sau că e foarte greu să câștigi primăria municipiului Târgu Jiu. Și atunci noi am plecat de la ideea că primarul în funcție are un avantaj, da, 30%, teoretic așa se întâmplă. 30% în fața oricărui alt candidat de la orice alt partid politic și lucrurile, având administrație social-democrată în spate, lucrurile sunt cât se poate de clare, iar drumul către primărie ne este bătătorit și avem cale mai sigură decât ceilalți candidați. Cred că a fost o idee greșită pe care am plecat, dovadă că am pierdut primăria municipiului Târgu Jiu. Vom trata foarte serios, foarte, foarte serios tot ce înseamnă tur de scrutin în 2019 și în 2020, pentru că încă ne-au rămas semnele de la palmele luate de la alegerile parțiale. Încă simțim gustul acela amar al înfrângerii și credeți-ne că nu e deloc plăcut nici acel gust și nici senzația că ai pierdut. Nu e confortabil sub nicio formă și atunci încercăm să venim cu proiecte noi, cu programe, în așa fel încât să recâștigăm încrederea electoratului, atât la Târgu Jiu, cât și la Motru, cât și în celelalte localități. Și au fost câteva localități care prin tradiție erau, să spunem, ale social-democraților și au fost grosso pierdute. Modo am pierdut unele localități, am câștigat altele. Per ansamblu, 2016 a însemnat un plus valoare pentru noi, pentru că noi cu USL-ul am reușit să câștigăm 42 de localități, da? În urmă, adică în 2012, iar 2016 singuri am reușit să câștigăm 45 de localități. Da, e un progres. Este clar. Un progres pentru noi ca și organizație. Noi încercăm nu numai să-l menținem, că știți cum este, când ajungi reușești o bătălie, e foarte greu să te menții în acea poziție. Corect. Pe care ai obținut-o cu acea decât bătălie. Decât să câștigi efectiv, da. Noi încercăm să ne menținem și mai mult decât atât să și venim cu alte localități pe care să le recâștigăm. Adică să menținem ce avem și să câștigăm ce am pierdut în 2016 și fac aici referire la localitățile care erau ale câștigate de către colegii din partidul din care fac și eu parte. E un obiectiv îndrăzneț, este un obiectiv pe care ni l-am propus încă de acum, tocmai de aceea spun că lucrurile trebuie stabilizate în cadrul organizației, terminate aceste conferințe de alegeri ca să ne putem apuca de treabă în așa fel încât obiectivul acesta îndrăzneț să devină și realitate. Un prim pas sau un prim test sunt alegerile europarlamentare. Să știți că nu seamănă alegerile europarlamentare cu cele parlamentare. Absolut. Cu cele locale. Au un specific total. La unele
Dezinteresul este mare. E aproape la cote maxime la cel europarlamentar și da, aici contează foarte mult cât se va mobiliza activul de partid, da, în convingerea... Mobilizarea activului de partid și a colegilor de partid, pentru că nu, cetățenii nu au interes, sau cel puțin nu aveau acest interes până în momentul de față. De asta spun că nu poți să compari și nici procentele, nici prezența la vot nu seamănă. Da, e o situație specifică, efectiv specifică față de orice altă formă de alegeri electorale, fără discuție. Vom vedea, personal vă spun, discut cu oamenii și sunt aproape complet dezinteresați de ceea ce înseamnă alegeri europarlamentare, fără să facă parte din un partid politic. Deci oamenii spun, du-te bă, lasă-mă cu alegerile tale europarlamentare. Să știți că mi-aduc aminte și vă dau dreptate ce ați spus dumneavoastră acum, când lucram în presă și se apropiau alegerile europarlamentare, mergeam și în orașe, dar și în mediul rural să întreb cetățenii dacă știu ce alegeri urmează, dacă știu ce presupune un europarlamentar, dacă știu care sunt candidații. Nu știau. Auziseră vag așa că ar fi alegeri, dar nu știau de ce sunt chemați la vot. Corect. Nu s-a schimbat cu mult datele probleme, chiar dacă accesul la informație este mult mai lejer față de acum, să spunem, 4 ani. Da, dar nu este interes. Da. Nu este interes. Absolut. Cetățenii nu își arată interesul foarte mult cum își arată pentru toate celelalte alegeri. Eu sper ca de data aceasta situația să se îmbunătățească și noi să ne organizăm impecabil. Da, de altfel, acum, ca o paranteză și ca un spirit de glumă, poate fi foarte facil să ieși acum europarlamentar dacă ești pe poziție eligibilă, dar convingi, să spun, nu știu, 6.000 de oameni la nivel de țară. Zic, e o metodă foarte, foarte eficientă de a ajunge europarlamentare pe dacă e să convingi un număr mic de persoane față de alte... Să știți că idealul nu este acesta. Nu, ziceam pentru o persoană anume, interesată strict de această funcție. Da, este posibil. Calculul încă nu-l știu, că numărul de voturi, eu trebuie în primul rând să estimezi destul de bine prezența la vot, ca apoi corect să vezi numărul de voturi de care ai nevoie pentru a putea să-ți obții mandatul de europarlamentar. Dar asta e cel mai greu, să-ți estimezi prezența la vot, pentru că dacă luăm turele anterioare, nu seamănă procentele. Nici acolo. Sunt mici. Prezența la vot, în mod normal, dacă facem o medie, da, aritmetică, în ultimii 12 ani, undeva la 35%. La cele europarlamentare. La cele europarlamentare. Da, acolo. Cam pe aici ne învârtim. Ori 35% e destul de puțin. Destul de puțin. E un procent nu la nivel de județ, e la nivel de național, țară. Național, da, pentru că e altă situație acolo, așa este. Stăteam acum și mă gândeam și rememoram și declarațiile din ultimele săptămâni ale președintelui PSD Gluj, domnul senator Florin Cărciumaru. A vorbit constant de ideea de a lăsa organizația pe mâini tinere, de a face transferul într-un mod cât mai elegant către cei care vin, însă n-a vorbit o secundă despre faptul dacă renunță sau nu și la o potențială candidatură pentru un nou mandat de senator. Se va discuta și această chestiune? Va mai avea senatorul Florin Cărciumaru suficientă influență în partid încât să mai poată fi pus pe listă? Să știți că domnul Cărciumaru este foarte respectat de către noi toți pentru ceea ce a făcut pentru partid, pentru ceea ce înseamnă dumnealui. A fost ani de zile primar al municipiului Târgu Jiu și și-a pus amprenta foarte mult asupra municipiului, în bine, nu în rău. Și acum nu vreau să fiu răutăcioasă, dar și credeți-mă, aud oameni pe stradă, pe centru orașului, spunând, domne, la și cu dezăpezirea și în diferite episoade, da, prin care a trecut Târgu Jiul, Cărciumaru făcea mai bine. Cărciumaru era văzut în stradă. Deci este un om care și-a pus amprenta asupra municipiului Târgu Jiu. L-a ridicat la un anumit nivel. Eram obișnuiți cu un grad al unor servicii. Acest lucru îl pot spune și în partid. Domnul Cărciumaru și-a pus amprenta pe ceea ce a însemnat alegeri. Aduceți-vă aminte procentele cu care PSD Gorj a câștigat alegerile. Este un om pe care trebuie să-l respecti pentru ceea ce a făcut domnia sa.
Tocmai de aceea, domnul Cârciumaru, să știți că nu va fi îndepărtat sub nicio formă din cadrul partidului și eu cred că, la cum îl cunosc, va colabora foarte bine cu noua echipă de conducere a Partidului Social Democrat. Am înțeles. Se prefigurează doi candidați, să spunem, pentru bătălia din această vară, în speță pentru postul de președinte, respectiv președinte executiv. De altfel, Da, semnalele sunt că vor este merge de în tandem, chiar dacă deranjează cuvântul este tandem. de notorietate faptul că domnul Weber își dorește foarte mult să facă echipă cu domnul Cosmin Popescu și viceversa. Domnul, mai mult ca sigur, Weber va candida pentru funcția de președinte, domnul Cosmin Popescu pentru funcția de președinte executiv. Sunt tineri amândoi, se înțeleg foarte bine amândoi, se sprijină reciproc și pe linia administrativă. Cred că sunt aspecte care contează atunci când formezi, când formezi o echipă. Și cred că va avea, cei doi vor avea și votul colegilor de partid, pentru că am văzut reacțiile colegilor președinți de organizații, colegi primari, care susțin, îl susțin atât pe domnul Weber, cât și pe domnul Cosmin Popescu. Din ceea ce, pentru că citim zilnic atât presa locală cât și presa națională, într-adevăr, de numele lui Cosmin Popescu se leagă foarte mult. Primarii sunt foarte apropiați, poate și prin prisma faptului că relația, să spunem, administrativă a dumnealui cu primarii de localități este mult mai strânsă. Singur, Fără dar... discuții, este o persoană foarte apropiată și dragă, în egală măsură, primarilor. În schimb, nu am văzut foarte multe declarații, nu neapărat de simpatie, dar de o coabitare foarte, foarte eficientă sau de amiciție din partea primarilor pentru domnul deputat Weber. Știți cum a fost situația? Știți că colegile însemnau anumite localități. Corect. Și atunci domnul Weber, ca și deputat, trebuia să se îngrijească de un număr limitat de colegiul lui. De localități. A avut foarte mare implicare pe colegiul dumnealui și oarecum tangențial cu celelalte cu ceilalți colegi. Dar situația aceasta din 2016 s-a îndreptat, pentru că domnul Weber nu are numai un colegiu, are întreg județul, și atunci telefonul dumnealui este deschis și colegii primari pot să sune ori de câte ori au nevoie, plus că atunci când merg la centru, știți foarte clar că ai nevoie de un sprijin când depui un dosar, să o poți să discuți, să poți să-l depui în termene și așa mai departe, ai nevoie, e nevoie de un lobby la guvern. Și atunci se apelează la domnul Weber ori de câte ori este nevoie. De asemenea, și la domnul Cârciumaru. Telefonul e la fel, e deschis, sună colegii. Deci, și apropo de instituția lobby-ului, cred că ar fi normal în România anului 2018 să nu mai poată intra sub incidențe sau sub aspecte penale, gen trafic de influență sau mai știu eu ce, ci să se reglementeze, așa cum există în alte țări, gen SUA, pentru că mereu tindem către ceva, nu? Să se reglementeze instituția lobby-ului. Am văzut de-a lungul anilor foarte multe dosare făcute strict pe acest ajutor firesc, zic eu, și care ar trebui catalogat drept lobby, nici de cum trafic de influență, păi, sau mai știu eu dacă ce. Dumneavoastră, dacă eu sunt pentru dumneavoastră, nu știu, la spital și întreb cine este de gardă, pentru că vreau să întreb, da? Pentru că și vă spun, vine și un coleg de-al meu cu piciorul asta rupt. E trafic de influență. E deja trafic de influență și mă pot reține 24 de ore. Da, aveți dreptate. E un punct de vedere E o mare problemă, pertinent. Dar din păcate, deși s-a pus problema, indiferent de guvernare, nu s-a rezolvat. Sunt lucruri sensibile, sunt lucruri foarte sensibile și pe lângă acest aspect trebuie și foarte clar definite. Să sperăm că în viitor apropiat se va regla problema. Stăteam și mă gândeam, pentru că n-am abordat această situație, la Motru, la alegeri din 2016 s-au pierdut la mustață, dacă putem spune așa, alegerile, și mai mult de atât, cumva din vina membrilor social-democrați de acolo, care au preferat să spargă barca și să fie 4-5 candidați social-democrați. Da. Se va regla situația în anul, la următoarea tură de alegeri locale? Da.
Da, pentru că lucrurile au fost destul de tranșate la Motru, în sensul că au fost acele plecări, organizația s-a scindat Când ai cinci în candidați, e 4-5, firesc că ai simpatii în și... 4-5 și atunci numărul de voturi total pe care îl putea obține organizația de la Motru nu a mai fost obținut pentru că 100-200 de voturi s-au dus către anumiți candidați care au plecat din interiorul organizației. Este cel mai urât episod pe care poate să-l trăiască o organizație județeană, ca din interiorul tău să plece membrii de partid care să și candideze, să devină într-o perioadă scurtă de timp din colegi opozanți. Eu zic că lucrurile s-au tranșat imediat după 2016, după vara lui 2016. Lucrurile sunt stabile, vorbim de o echipă închegată acolo, condusă atât de către domnul viceprimar Cosmin Morega, cât și de către domnul consilier județean Dorin Hanu. Sunt doi oameni care cunosc administrație și care știu ce înseamnă să conduci o organizație. Și atunci cred că situația aceasta nu se va întâmpla, nu se va repeta în 2020. Ce se încearcă acum, vă spun, sunt subiecte false aruncate în spațiul public pentru a încerca să creezi tensiune în organizație. Le transmit chiar prin intermediul dumneavoastră, tuturor celor care au aceste obiective. Nu încercați să creați tensiune pentru că nu veți reuși sub nicio formă. Știu foarte clar cât de unită este organizația de la Motru și oricât de mult ar încerca să arunce pe scenă, nu țin. Aceste subiecte nu țin, sunt fake-uri. Chiar nu țin la Motru și la niciun Deci membru. excludeți varianta în care subit cu 4-5 luni înainte să mai plece 2-3 și să candideze cum s-a întâmplat. Exclud. Exclud. Am înțeles, vom vedea ce se va petrece până atunci. Stimată doamnă, am ajuns la finalul emisiunii, mai erau și alte, foarte multe alte subiecte. Din păcate, suntem nevoiți să punem punct aici. Vă așteptăm în perioada imediat următoare. Cu siguranță motive de discuție vor fi. Fiind an preelectoral, apar tot felul de Da. speculații, tot felul de idei, unele trăznite, altele... Suntem aici, suntem prezenți pentru a le putea confirma sau infirma. Am înțeles. O zi cât mai plăcut La fel și vă dumneavoastră și dorim. sănătate multă. Mulțumesc. Dragii mei și dumneavoastră, o zi cât mai plăcută. Ne revedem, ne reauzim. La revedere!